Vestea că suspendarea pentru dopaj a Simonei Halep a fost redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la 4 ani la doar 9 luni a făcut ocolul planetei și a generat un val de reacții în lumea sportului. De la Nadia Comăneci și Liene Stase și până la cele mai cunoscute publicații din lume au felicitat-o pe sportivă și au comentat pe larg decizia în cazul Simonei Halep. Vestea că Simona Halep va putea reveni în competiții după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus suspendarea de la 4 ani la 9 luni a fost primită cu entuziasm de Nadia Comăneci. Fosta mare gimnastă a postat un mesaj pe Facebook în care anunță că de-abia așteaptă să o vadă din nou pe Simona Halep pe terenul de tenis. Era și timpul. Simona Halep este autorizată să revină pe teren după reducerea suspendării de 4 ani pentru dopaj. Abia aștept să o revăd pe teren, a transmis Nadia Comăneci pe Facebook. Și președinta Agenției Naționale pentru Sport a declarat că reducerea de la 4 ani la 9 luni a sancțiunii pentru doping reprezintă o victorie uriașă pentru jucătoarea de tenis. Elisabeta Lipă a precizat că se bucură că aceasta a reușit să-și dovedească nevinovăția la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Sunt extrem de bucuroasă de această veste. Mă bucur nespus că a reușit și și-a demonstrat nevinovăția după atâta timp. Acum să vedem cum îi dau ei tot stresul și toată energia pe care și-a consumat-o de la începutul acestui caz. Este clar o victorie uriașă a Simonei Halep și a sportului românesc, dar în primul rând a ei, pentru că ea a fost cea care a trecut prin această luptă. E mare lucru să duci o asemenea luptă și să o câștigi, a afirmat șefa Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă. Fostul tenismen Ilie Năstase este de părere că Simona Halep, care poate reveni în circuitul WTA după reducerea suspendării de către TAS, are posibilitatea de a ajunge din nou în elita tenisului mondial. Eu zic că este o performanță ceea ce s-a obținut la TAS. Problema este că a durat mai mult procesul decât decizia de 9 luni. Simona Halep ar putea reveni în top. E tânără la nivel fizic, stă bine, nu are nicio problemă, a fost numărul 1. În plus, ea s-a pregătit în toată perioada asta cât a fost procesul și nu cred că are o problemă de formă de joc. Și presa internațională a comentat pe larg ridicarea suspendării Simonei Halep. Unul dintre primele mari trusturi de presă care au reacționat a fost BBC. Suspendare pentru dopaj redusă pentru fosta campioană de la Wimbledon. Acest lucru înseamnă că fostul lider mondial poate reveni pe teren imediat. Românca de 32 de ani s-a temut că dacă decizia originală s-ar fi menținut, cariera sa s-ar fi încheiat, au titrat jurnaliștii de la BBC. Mesajele pe platforma X au continuat și ele să curgă. Reacțiile au venit de la Juan Martín del Potro la site-ul Indian Wells, Boris Becker și Martina Navratilova.